Deci ne aflăm la Ocnița, raionul Ocnița. Avem așa un mic cadou pentru Valentin Morari aici, care o să continuăm istoria mai departe, dar acum se primește ca la o emisiune în România, la Iartă-mă. Cam să aduci ceva, dar vedeți pe urmă surprizele. Iată, nu l-am găsit pe Valentin acasă. Se plânge fosta soție, rămas cu un copil, domnie este în Italia, omul acesta și-a bătut joc de această femeie. Cum și-a bătut? Storcându-o de bani. La fiecare pas, 500 de euro, 200 de euro, îmi trebuie la Chișinău, îmi trebuie încoace, încolo, până în scursul de toți banii. Eu nu știu cum corect în română, dar în rusă se numește Alfons. La telefoane nu a putut răspunde, nu a dorit. Caloșe sunt prag. Cred că șede și nu vrea să iasă. Soția a spus fostă că nu ți-a ieșit zău mare la poartă. Petru, vă rog să-i dați aceasta. Asta din partea fostei soții. Da. Și aici, iată, o să citim cătități, dăm datorie. Are de dat 500 de euro. În sat omul din Vreo 2000. Vreo 2000. La 2000 așa biserică mare și frumoasă, Hădrăuț. Da. Nu mă cunoșteți cine sunt? Nu. La televiziune, Valentin, ați auzit? Brodachi? Am auzit. Da? Da. Mă bucur. Eu n-am auzit cine. Ia ca și la față, parcă că am văzut omul ăsta, dar nu știu. Da. Bine, mă bucur. De-ai, că ai mai dat atât de bambule. Totuși aveți dreptul la replică. Mai Valentin. Am întrebat, a luat eu de 4.000 și ceva piese și atât. Ies o coate și ai dus-o. Eu o cheltuiesc la tine atâta. Eu băut beri, el nu bea nici beri, nici el. Eu băut beri, eu am mâncat, el ăsta. Dar ce nu povestești când sunt bătaș și o trimite înahui pe și închis de măsă și astupă zbotul cu, nu cu măsă, cu fixa și o pucat de chică. Ce nu povestești asta? Dar ce nu i-ai spus? Numai că n-ai tip la chestiile astea. Dar minciudă, că eu merg la asta care s-o cheltuiesc cu mașină care vrea banii ăștia, dar nu 500 de euro, e oameni buni. Domn Valentin, ca închiere, ca o replică, ce ne spuneți? Eu vreau să spun că las povestească să-i spui că cum o cărut-o pe fata ea și o fel de toate prostiile, nu vreau să-i... Dumneavoastră, ați luat aici 500 de euro sau nu? N-am luat eu banii ăștia, n-am luat și nu mi-a dat. Mi-a dat numai cât pentru piesă la mașină. Dumnezeu, a consumat mult așa la dumneavoastră sau nu? Produs, eu știu ce mai e. Alcoolul consumat cât un caput întrânsă. Și coniac, și rachiu, și astia, și o numită, și fată. Dar parcă femeie care îmblă la mănăstire, ați spus. Ați dus-o toate mănăstirile, am înțeles. Nu, am fost cât numai la o mănăstire. Sub Chișinău și la astea, la Saharna. Și atât. Care 500 de euro? 500 de euro asta nu poți face un peridoc la mașină. Des bani, Valentin. Păi banii care mi-au dat și am făcut peridocul la mașină, atât. Totuși suma asta eu întoarceți sau în jumate, fiindcă ați trăit o lună, da? Păi eu pot să-i întorc numai cât s-au cheltuit la mașină, pentru piesă, atât. Eu mai mult bani de la dânsa n-am văzut totuși absolut. Totuși cât îi întorceți? Cheltuielile care au fost la mine în casă, tot dintre cui bani. Cât porcul fost, mâncat, ați spus, da? Porcul un tăiat și s-o mâncat, s-o astea... Șașlic o vrut. Păi, șașlic, tot s-o făcut. Tot cheltuielile... Ca orice familie. Poftim? Ca orice familie, v-ați stăruit bine ca să păi fie, da. Nu? Și dacă i-a plăcut băutura și nu rău, ba coniac, rachiu, tot mergea și s-a îmbătat și strigat și la fiica ea cu o careș și o numeam tăti prostologii din fața pământului, că pot să le spun că ni-e rușine. Ca bărbat ni-e rușine să le pronunț. Bine. Seama. Noi asta am vrut răspuns, totuși dacă ceva, măcar parțială, ți-ntoarce. Păi întorc, eu am spus.
întorc numai cât piesele la mașină sunt. Noi am fost încredințați. Eu nu pot să-i dau adăugător astea. Eu nu i-am pus cheltuielile și ei și s-au cheltuit cât au fost la mine. Și cât am dus-o la Chișinău, am adus-o de la Chișinău. Asta eu n-am socotit că toate fleacurile astea, eu nu m-am... Ei, totuși, ce sumă e dați acum? Acum... Urmăriți televiziunea oamenilor simpli și liberi. La scandal cu Borodachi. Facem din scandal o primăvară.